Bună ziua tuturor, sunt Amedeo Ene, ca de obicei, sâmbătă la 12:30, vă invit la o călătorie imaginară în lumea șahului. Astăzi, la o săptămână după dispariția celei mai mari jucătoare din istoria șahului românesc, îi aducem și noi un omagiu. Spre finalul emisiunii, aflați și explicația problemei de data trecută, oferită de Delia Duca, campioană la dezlegări de probleme de șah. Începem acum cu știrea care a întristat o țară întreagă, nu doar comunitatea de șah din România. A învățat șah în spital, în spitalul unde lucrau părinții ei, la Colentina. Avea 12 ani și a luat primele lecții de șah de la un grup de medici pasionați. S-a alăturat apoi unei echipe de tradiție în șah, cea a ITB-ului, și de atunci nu s-a mai deslipit de jocul de șah. Elisabeta Polihroniade a fost campioană națională a României de 7 ori, a participat la Olimpiade de șah ca jucătoare, dar și ca arbitru internațional și la peste 150 de turnee internaționale de șah. Cea mai mare performanță obține în 1973, când devine campioană europeană la egalitate de puncte cu sovietica Nona Gagrindashvili și unguraica Maria Ivanka. Ocupă locul 4 la campionatul mondial de șah feminin prin corespondență în perioada 1972-1977, cea mai bună performanță românească în domeniu. Pentru activitatea sa a primit Ordinul Meritul Sportiv și Medalia Națională Serviciul Credincios, iar în 1999 a fost înscrisă în Cartea de Aur a Federației Internaționale de Șah. În același an, 1999, a înființat Fundația de Șah Gambit Elisabeta Polihroniade și împreună cu Anatoli Karpov, Școala Internațională cu Șah, care le poartă numele. Un vis al său, în care și-a investit energia de viață, a fost introducerea șahului în școli, deziderat pentru care a luptat mult și cu multă convingere. Am revenit în studio, urmează datele problemei la care vă invităm să vă gândiți săptămâna aceasta. Problema propusă pentru ediția a 18-a este o problemă de șah cu 13 piese, notați-vă. Albul, rege H7, damă A4, nebun E7, nebun G2, cal F8, cal G6 și pion G4, iar negrul cu rege F7, damă A2, turn D8, nebun B8, nebun E8, și pion de 7. Enunțul problemei este albul mută și dă mat în două mutări. Vă invităm să ne trimiteți răspunsurile și comentariile dumneavoastră pe adresa șah@realitatea.net. Soluția acestei probleme va fi prezentată în emisiunea următoare. Între timp cât vă notați datele, aș vrea să mai vorbim puțin despre marea maestră internațională Elisabeta Polihroniade. Toată viața și-a dedicat-o șahului și a luptat pentru promovarea acestui joc. A făcut-o și prin emisiunea Șahmat în 15 minute, pe care, poate vă amintiți, a realizat-o la televiziunea română vreme de aproape 40 de ani. Apropiații povestesc că Elisabeta Polihroniade l-ar fi învățat chiar și pe Nicolae Ceaușescu să joace șah. Mai presus de trecerea timpului și de schimbarea regimurilor, pasiunea pentru șah este cea mai importantă. Poate nu știați, Elisabeta Polihroniade a realizat și un interviu document cu regretatul Corneliu Coposu. Iată un scurt fragment. Aceste diplome pe care le-am văzut la dumneavoastră sunt un fel de atestat că cel puțin iubiți șahul și ați jucat și foarte bine locul 1, văd în 1975, locul 3. De fapt, m-a pasionat șahul din copilărie. Am început să joc șah înainte de a scrie, după la vârsta de 5 ani. Bineînțeles că cu timpul șahul a devenit o pasiune. Și în timpul școlarității, când eram la liceu, tot timpul liber mi-l petreceam în competițiile de șah cu colegii. După ce am ieșit din pușcărie, adică în târziu, în 1966, întrucât lucram în construcții, pe un post de muncitor necalificat inițial, pe urmă am promovat datorită unei dispoziții a Comisiei de studii, am ajuns economist tot în construcții, trebuind să am o activitate extra-profesională, am ales șahul și am devenit un fel de instructor pentru cele 10 subdiviziuni ale Centralei de Construcții Montaj. Jocul de șah mi-a priit în pușcărie, unde am găsit în
la distanță de două ferestre, un alt jucător pasionat de șah și jucam la aveuglă. Spre disperarea paznicilor, gardienilor, care nu știau ce e nebunul F4, regina A5 și așa mai departe. În sfârșit, era o modalitate de a-ți ocupa cele 17 ore de stat singur în celulă prin acest joc clandestin făcut pe orbește, cum se zice, care era foarte distractiv, fiindcă era și o gimnastică mentală. Credeți că șahul are menirea, poate susține caracterele mai tari în anumite momente, da, critice? Este de mare importanță. Eu, prin propria mea experiență, am putut să verific importanța pasiunii pentru șah, a sistemului de gândire organizat, ordonat, a răbdării și a posibilității de analiză a pașilor pe care trebuie să-i faci, care sunt infiniți și care, pe lângă că dezvoltă intelectul și sunt o gimnastică utilă pentru memorie, în același timp promovează și educația caracterului omului. Ar fi de importanță ca în politică să se adopte maniera civilizată a luptei de șah. A revenit în studio alături de mine Delia Duca, pot să-i spun deja colega mea, dar ea este mai ales campioană la dezlegări de probleme de șah. Delia, bună ziua, bine ai revenit. Bine te-am găsit. Este un moment foarte trist pentru șahul românesc, dispariția acestei mari campioane, Elisabeta Polichroniade, dar nu pot să nu te întreb dacă ai cunoscut-o, dacă ai stat de vorbă cu această mare maestră, dacă te-a inspirat. Ce ți-amintești de Elisabeta Polichroniade? Da, am cunoscut-o, am văzut-o la mai multe concursuri organizate de dânsa și a dedicat întreaga viață, așa cum știm foarte bine, promovării șahului în România și nu numai. Dar personal știu că a fost nașa de cununie a antrenoarei mele, Maria Firescu Nădejde, și mai auzeam povești sau ce-mi povestea antrenoarea mea despre dânsa. Este un moment trist pentru noi, pentru șahiști și pentru toată România până la urmă. Da, într-adevăr, o să-i ducem lipsa noi, cei pasionați de șah. Trebuie să mergem mai departe și să ne amintim de problema pe care am propus-o celor care ne urmăresc săptămâna trecută, soluția. Sigur. Data trecută am propus spre rezolvare o problemă, din nou, cu destul de puține piese. Vom analiza poziția inițială pentru a ne da seama cum am fi putut să găsim cheia mai ușor. În jocul aparent, dacă negrul ar juca, de exemplu, din turnul din H4, oriunde, turnul din G4 ar rămâne neapărat și ar urma dama ia la G4 mat. Așadar, pentru această mutare a negrului, în jocul aparent, avem un mat pregătit. De asemenea, dacă ar împinge pionul din G6, ar urma să jucăm damă F7 și este mat pentru că, prin împingerea pionului, negrul a deschis diagonala E8-H5. Dar negrul are o mutare pentru care noi nu avem o mutare de mat pregătită și aceasta este rege G5. Atunci când pentru aproape toate mutările negrului există maturi pregătite, dar există și o mutare pentru care nu avem acest mat, se numește că este o poziție cu blocadă incompletă și noi trebuie să găsim mutarea prin care să ne menținem maturile din jocul aparent și să găsim și un mat pentru rege G5. La rege G5 nu putem să jucăm dama F5 mat, evident negrul ar captura dama. Așadar, încercăm să menținem dama albă pe diagonala de care vom avea nevoie pentru a da matul în G4, să o menținem cumva într-o poziție în care să poată să ajungă și pe diagonala cealaltă, unde a dat al doilea mat, dacă nu pe F7, atunci am putea pe E8 să mai dăm acel șah, și astfel găsim cheia problemei. Soluția este dama E2.
prima mutare este dama E2, ne-am menținut pe această diagonală, am menținut capacitatea de a ajunge pe E8 și a da șah regelui negru în eventualitatea în care ar împinge pionul. Așadar, la rege G5 avem în acest caz dama E5 mat. Acesta a fost matul pe care l-am obținut după mutarea de cheie. Iar la celelalte două mutări ale negrului, maturile rămân aceleași din jocul aparent. La mutarea turnului negru, dama ia la G4 mat, iar la împingerea pionului în G5 nu mai avem dama F7, dar avem dama E8 pe aceeași diagonală și este mat. Foarte frumos, foarte interesant. Sunt convins că câțiva, o parte dintre cei care ne urmăresc în acest moment sunt foarte fericiți că au găsit aceeași soluție. Da, a fost o cheie găsită de mulți telespectatori. Da. Să trecem și la problema explicată acestei ediții, te rog. Sigur. Astăzi vom vedea soluția unuia dintre cele mai faimoase studii din toate timpurile, finaluri de partide, mai exact, dar compuse de un compozitor care nu a publicat acest studiu, ci doar l-a răspândit în cercul său de prieteni și astfel se spune că a ajuns să fie propus spre rezolvare în cadrul unui campionat internațional la care participau foarte mulți maestri și mari maestri internaționali, printre care nume mari ale șahului mondial, și s-ar fi chinuit să rezolve acest studiu, el fiind foarte, foarte greu de rezolvat. Chiar mai mult decât atât, unele programe de șah arată că în această poziție negrul câștigă, și asta pentru că la mutarea evidentă de 8 damă, albul nu reușește să fructifice această partidă și are, după cum se poate observa, dezavantaj material. Negrul are nebun și 2 cai și mai mulți pioni decât albul, care are doar un nebun, un cal și 2 pioni. Dar există o mutare prin care albul reușește să se îndrepte spre câștig. Dacă ar încerca mutarea evidentă să transforme damă, de 8 damă, se poate observa cu ușurință că negrul poate să joace cal F7 și este furculiță sau atac dublu prin șahul regelui și atacul damei. Albul trebuie să mute regele, dama este pierdută și partida de asemenea este pierdută. De asemenea, nici încercarea de a da șah cu nebunul alb nu aduce nici o îmbunătățire a poziției. După rege G7, albul de asemenea nu poate să transforme dama pentru că ar urma cal F7 cu același atac dublu. Dar există o mutare salvatoare și ea este cal F6 șah. V-am spus că, în general, la problemele de mat în două mutări, albul nu începe printr-un șah, dar în studii este foarte des întâlnit acest joc introductiv printr-un șah. Cal F6 șah. Dacă regele negru ar juca pe ultima linie, pe linia A8, ar urma D8, transformăm damă cu șah și, evident, vom câștiga. De aceea, regele este forțat să joace fie pe G7, fie pe G6. Dacă ar încerca să joace rege G6, avem șah cu nebunul în C2. Iar în această situație, negrul poate să captureze calul, dar vom avea din nou transformare cu șah, de 8 damă și este șah, urmând să câștigăm. Iar dacă nu capturează calul alb și joacă rege F7, a ocupat tocmai câmpul pe care calul negru putea să dea șah-damă și în acest caz putem să transformăm din nou damă, liniștiți. Negru nu mai are la dispoziție mutarea din cal pe F7 să dea șah-damă și vom câștiga. Așadar, mutările rege H8 și respectiv rege G6 nu îl ajută pe negru. Singura apărare ar fi să joace rege G7. Dar în acest caz avem mutarea cal H5. Iar la rege G6 vom pleca cu nebunul de pe această diagonală, lăsăm calul neapărat, jucăm nebun C2 șah. Chiar dacă negrul va captura acest cal,
acest moment, albul are mutarea spectaculoasă de 8 damă. Se supune singur unui șah din partea negrului, dar în acest caz, regele negru fiind adus spre colțul tablei, vom vedea că vom avea o continuare prin care vom reuși să câștigăm acest final de partidă. Așadar, negrul joacă mutarea calef 7, șah, orice altă încercare nu ajută. Mutăm rege e6, ne supunem din nou unui șah al calului negru. Negrul joacă mutarea naturală, caliala de 8. În acest moment, pare că negrul va câștiga cu siguranță, dar avem mutarea neașteptată, rege F5, prin care amenințăm mat într-o mutare, nebun de 1. Pentru a se apăra de acest mat, negrul are o singură posibilitate, E2, dar nici acum albul nu se lasă bătut și joacă nebun E4. Tocmai faptul că există atât de multe mutări după transformarea damei fără succes a făcut ca această problemă să nu fie rezolvată nici de unele programe de șah, pentru că, în general, acestea analizează variantele plauzibile. Atunci când transform damă și îți este capturată, nu este o variantă pe care calculatorul o analizează în mod normal. După nebun E4, amenințăm din nou să jucăm nebun F3 mat. Și singura apărare a negrului este să transforme cal. E1 cal, avem aici cai pregătiți. După mutarea E1 cal, negrul a controlat câmpul F3, unde albul amenința să dea mat, dar albul nu renunță și joacă mutarea foarte bună, nebun D5. După nebun D5, controlează exact câmpurile F3 și F7, pe care cai negri ar putea să joace. Așadar, a înghețat acești cai pe pozițiile pe care se află și amenință de asemenea să joace nebun C4 cu nebun E2 mat. Pentru a se apăra de această amenințare, negrul încearcă să transforme și celălalt pion, joacă C2, albul joacă mutarea nebun C4. Din acest moment vom vedea cum nebunul alb va face un zigzag spre mutarea finală. Deci nebun C4 cu amenințarea nebun E2. Din nou, negrul transformă cal pentru a controla câmpul E2. Dar în acest moment jucăm, cum spuneam, în zigzag, nebun B5. Nu ne lăsăm nici cum și amenințăm nebun E8 mat pe cealaltă diagonală albă. Negrul joacă singura apărare cal C7. Iar în această situație jucăm nebun A4 cu amenințarea nebun D1 mat, amenințarea inițială de mat, iar negrul nu mai are cum să se apere, orice încercare este inutilă, de exemplu, dacă ar juca mutarea cal E2, urmează să jucăm nebun D1, iar orice altă mutare, chiar și cal F3, jucăm nebun iala E2, urmată inevitabil de nebun iala F3, și este mat într-o poziție în care chiar și calculatoarele o dădeau pierdută pentru alb. Da, o partidă absolut pasionantă. Sfârșitul a fost doar amânat, era inevitabil. Mulțumesc foarte mult, Delia, și pentru această problemă de astăzi. Te așteptăm și săptămâna viitoare. Sigur. Vă invităm și pe dumneavoastră să ne trimiteți, ca de obicei, răspunsurile și comentariile pe adresa șah@realitatea.net. Dragi prieteni, emisiunea noastră se oprește astăzi aici, dar vă aștept și sâmbăta viitoare cu alte povești interesante, portrete de campioni și probleme explicate. Așteptăm comentariile dumneavoastră pe e-mail sau pe Facebook și nu uitați de întâlnirea noastră cu șahul, cu strategiile în alb și negru. Pe data viitoare!